Ce faceți? Cum sunteți? E cea mai grea întrebare. Din capul locului m-ați pus la zid. Păi, ați venit în arenă. Ce să fac? De exemplu, ce fac acum este ceea ce în călugărie se cheamă ascultare. Ați venit la noi, sunteți oaspeții noștri și vreți să ne vedeți viața, să ne întrebați cum trăim, iar noi suntem datori să vă răspundem și ca atare, deși între noi fie vorbe, am spus starețului, nu se poate să evite. Zice, da, au venit cu, ați venit cu lista, așa am Da, înțeles. da. Mi-am făcut-o pe drum. Da, și atunci am zis, în cazul ăsta n-am cum să mai evit Holocaustul. Da. Așa că suntem, fiind călugări, ești acoperit de o taină pe care ca mireni nu o știți. Deși parțial o trăiți fiind angajați. Când ești angajat la un patron, ești, ca să zic așa, o prelungire tehnică a gândirii patronului. Deci cel care te plătește trebuie să execuți ceea ce gândește el. Noi în biserică suntem, ca să zic așa, l-avem patron pe Hristos și starețul este, sau preotul, sau știu, episcopul este reprezentantul lui, iar noi care suntem mai mici, noi ascultăm de ce ni se spune și suntem în felul ăsta acoperiți. Avem acest blindaj al sufletului când suntem în primejdie și știm că noi am făcut ceea ce trebuie să facem. N-am făcut ce am vrut noi. Nu eu vreau, de exemplu, acum să fiu vedetă, da, să apar la Pro TV sau știu eu unde apar. Pentru că dacă eu aș vrea asta și aș căuta să fiu mediatizat, atunci sufletul meu ar fi în primejdie să fie ucis. Pe când așa sunt apărat. Așa că eu acum fac, ăsta e răspunsul la întrebare, eu acum fac ascultare de Dumnezeu și de starețul nostru de aici, de Părintele Iustin. Și în general? Asta e în particular. În general, călugărul este un singuratic care are în vedere singurul lucru sigur din viața noastră, totul e vis, călugărul are în vedere singura certitudine, moartea. Deci dacă ești călugăr, noi nu suntem călugări în sensul profund al cuvântului, dacă ești călugăr, stai cu moartea în față tot timpul. Adică te gândești la un lucru la care niciun om normal, să zicem așa, nu se gândește. Întotdeauna ne gândim că a murit cineva, am auzit că e război, au murit bătrânii, părinții, rudele. Dar niciodată nu gândim că moartea asta ne privește pe noi. E, în momentul când te faci călugăr, de asta e lepădarea de lume, în momentul când te faci călugăr, renunți la toate lucrurile pe care le gândeai ca om în lume și mai ai în vedere un singur lucru pe care ți-l sugerează de fapt și culoarea hainei. Singura certitudine pe care o ai în față este moartea. Pentru că nu ai pentru ce să mai trăiești. Nu mai te interesează nevasta, nu copiii, nu succesul, nu banii, nu plăcerile. Pentru ce trăiești? Dacă ești călugăr, pentru ce trăiești? E absurd. Cum adică să ai în față moartea? E și mai absurd. Dar asta este realitatea. Singura noastră certitudine ca oameni este moartea, pentru că viața, cum noi toți care suntem aici prezenți, viața pentru noi este umbră și vis. Ce vreau să spun cu asta? Că ori trăim în proiect, ne gândim la ce facem mâine, proiecte europene, nu? Proiect, aruncare în față. Ori trăim în nostalgia au son le neige d'antan. Fost ai lele cât ai fost. Niciodată nu trăim în prezent. În momentul în care ieși din lume,
nu-ți mai rămâne nimic din prezentul, din, cum să spune, din ceea ce oamenii socot prezent, îți rămâne un gol, un vid și moartea. Și atunci un om, de ce? Dumneavoastră, de ce ați ales? Că din perspectiva asta pare, pare și bine, dar pare și puțin înspăimântătoare. Păi da, da, este. De ce ați ales? Dumneavoastră, de ce ați ales această situație neagră? Și aici e o întreagă poveste. Noi în viață credem că alegem. Mai ales tinerii cred că aleg. Ar trebui să folosim verbul la pasiv. Suntem aleși. Adică, când zic suntem aleși, îl folosesc termenul cu înțelesul de suntem chemați. Și când ești tânăr, simți chemarea să faci ceva. Simți o vocație. Și în momentul când faci ceea ce simți că ești chemat să faci, faci foarte ușor. Dacă vrei să faci ceea ce nu ești chemat să faci, nu ai vocație să faci lucrul respectiv, te duci la medicină că vrea mama sau te duci la călugărie că te trimite cineva sau vrei tu să fii vedetă de film, dar n-ai vocație, nu să fii niciodată, că nu merge. Așa că și acest mod de viață al nostru și modul de viață al domnului operator de acolo, al fiecăruia dintre noi, este rezultatul unei chemări. Noi zicem că noi alegem. Există o contribuție conștientă la alegere, dar din adânc există chemarea, care e mult mai adâncă decât conștiința, decât raționalitatea noastră. Ca să te faci preot sau călugăr, eu zic că și pentru a practica orice fel de meserie, conform talanților, cine îți dă talanții pe care i-ai, nu ți-i dă Dumnezeu, din, cum să spun eu, din codul, aia e în codul genetic. Și dacă ai acești talanți, talanți ți-a dat talent. Dacă ai acest talent și când tu, de exemplu, cânți la vioară, ți iese extraordinar sau faci dintr-un lemn faci un butoi sau o lingură sau o operă de artă, păi tu conștient nu poți să le faci dacă n-ai acest talent de la Dumnezeu. De, așa și la noi, opțiunea pentru călugărie este o chemare la care răspunzi, iată, eu am 60 de ani, la care răspunzi la un moment dat. Unii mai repede, alții mai târziu, alții niciodată. Și de cât timp s-a produs ruptura de lume? Eu sunt aici de vreo 10 ani, mai bine de 10 ani. Deci acum 10 ani? Da, prin 2003. Da. Și înainte, știu că ați fost profesor. Da. Ați fost și ofițer, nu? Am fost și ofițer, da. Ce armă? Infanterie. Regina armelor. Am făcut liceu militar, școală militară. Am toate calificările. Pot să-ți comand imediat să iei poziția drept. Da. Câinii nu suferă sunetul, îi deranjează sunetul clopotului. Frecvența e foarte da, înaltă. Da, exact. Îi deranjează și atunci protestează. Păi și după aceea, din armată, cum ați? Din armată, deci am stat 10 ani în armată, de la 14 la 15, la 15 la 25 de ani. Și fiind armată comunistă, acum toți știți ce înseamnă armată comunistă, atunci nu știam ce este. Atunci credeam că este ceea ce ni se spunea că este. Deci ni se spunea că este ceea ce nu era. Acum știți ce era armata comunistă și ce valori apăra. Ei, în momentul când mi-am dat seama cui slujesc, am zis, nu e bine. Și am trecut în rezervă la cerere, cu mult tam-tam și... După care am luat-o de la început cu limbile clasice și iată, acolo la bătrânețe am luat-o de la început cu călugăria. Și ați fost profesor la Timișoara? Sau și la București și la Timișoara. Și la București și de limbi clasici, greacă? Da, greacă și latină. Aveți pasiunea asta în timpul militariei? Ah, da, de unde? În armată, armata se numea Facultate de Drept și pe loc repaus. Nu avea nicio legătură cu cultura. Cred că avea legătură doar în sensul în care, fiind în armată, simțeam golul. Simțeam dureros în cultura mea. În sensul ăsta avea legătură. Adică mai prost ca o cizmă de soldat nu puteai să fii. Și atunci
cum să spun eu, am ieșit din armată, măcar atâta să fac, măcar să recuperez cât de cât handicapul pe care l-aveam în raport cu oamenii din lumea civilă, care puteau să meargă la un teatru, la un film, să citească o carte. Eu în armată nu puteam decât să fac drept și pe loc repaus și culcat și salt înainte. Am citit, înșel, ați fost și la canal la un moment dat? Da, am fost un an de zile. Da, săracii soldați acolo și schimbau unghiile, erau copii care aveau unghiile schimbate de 2-3 ori. Cădeau pietre pe unghiile lor și cădea unghia, se înnegrea și apoi creștea alta și... Acolo era să fiu dat afară din armată pentru că mi-am permis să iau apărarea soldaților, dar nu vreau acum să mă laud cu lucrurile astea. Soldații erau ca sclavi, erau exact varianta soft, ca să zic așa, varianta a ceea ce făcuseră înainte pe vremea lui Stalin, când fusese canalul cu deținuți. Acum, canalul era făcut cu soldați. Soldații erau pe post de sclavi. Și atunci am avut prima ieșire, prima reacție de împotrivire la sistem. Cum adică? Ce facem aici? Și mi-au trimis la mine, la Arad, mi-au trimis cerere ca să mă dea afară din armată. Noroc că cei din Arad mă apreciau, știu eu, și nu m-au dat afară. Dar aia a fost prima. 76, aia a fost un an după ieșirea din școala militară. Deci din primul an trebuia să fiu dat afară din armată. Bun, și pe urmă ați trecut pe limbile clasice. Erați credincios în armată? Ei, da, de unde? În armată trebuia să fie ateu prin definiție. Deci în armată, armata, prin natura ei, trebuia să apere valorile materialiste, marxiste. N-aveai cum să fii credincios. Erai automat expulzat din armată. Și ați fost ateu? Ateu desăvârșit, adică nu silit, convins. Și cum a fost întâlnirea cu Dumnezeu? Multă lume m-a întrebat. N-a fost o întâlnire așa, un flash. A fost o... Cum să spun eu? O revelare a minciunii în care trăiam. O revelare progresivă a minciunii. Deci eu luam minciuna drept adevăr și încet, încet am văzut să văd că secvențe din adevărul pe care îl credeam eu era minciună. Și asta e minciună, și asta e minciună. Până am descoperit că totul e minciună. Bine, bine, dar totul e minciună, dar adevăr nu e pe lumea asta. Care e adevăr? Nu mi-l spune nimeni. Și atunci sigur că copilăria și amintirile satului în care m-am născut au început să iasă la iveală. Deci după ce descojești superficiul ăsta al ideologiei în care eram, cu care eram hrănit, minciuna în care eram scufundat, ce a rămas? Au rămas rudimentele mele de educație de la bunici, de la țară, din satul românesc, analfabet, fără curent electric, fără spital, fără milițian, fără CAP-ul. Și am rămas cu acest nucleu al satului românesc. Și în momentul în care am plecat din armată și m-am dus la limbi clasice, cultura clasică, greaca și latina, s-au așezat pe temelia tradiției românești și s-au legat. Nu e complicat de înțeles. Numai că trebuie să ai experiența asta ca să poți să o relaționezi. Adică ce înseamnă educație tradițională? Să fii trăit în sat, să fi păscut oile și vacile și caprele pe izlaz și după aia să fi smulți din sat, rupt complet de asta și să fi duși la o școală comunistă, făcut ofițer, nu știu ce, și după aia să-și fie ce-i cu mine pe lumea asta. Și atunci m-am întors la rădăcinile mele rurale, la tradiția noastră românească, a tuturor, de fapt, pe care o căutăm și cu ProTV-ul acum o căutăm cu toții. De fapt, noi asta căutăm. Ne căutăm originile. Care este ce căutăm? Pe asta căutăm. De ce credeți că veniți să mă întrebați acum, să luați interviu? Nu pentru că sunteți în căutarea ceva? Da. Nu, și noi care suntem aici, noi deja suntem între cei care au ales. Și când mă întrebați acum de ce am ales, de fapt, întrebați lucrul ăsta în numele tuturor celor care, să zic, vă ascultă sau ne vizionează, pentru că fiecare din cei care se uită la programul de la televizor sunt și ei în căutare. Și atunci, văzând oameni care au găsit,
au un, cum să spun eu, au un, cum să, un fel de algoritm pedagogic prin care să-și găsească ei înșiși propria identitate. Noi suntem în căutare toți. Și media, de fapt, ce face? Slujește acestei căutări. Da, e o goarnă. Nu? Păi care... da, exact, asta facem cu toți. Fie că suntem luați la întrebări, cum sunt eu, fie că întrebăm, toți suntem în, în ecuația asta căutării. Bun. Și asta, în, deci pe, pe baza ceea ce ați avut în copilărie, și din fericire și eu am copilărie la țară și eu am avut bunici, probabil că de acolo mi se trag foarte mult, adică nu probabil, sigur. Ați plecat, v-ați rupt de lumea aceea și la un moment dat, odată cu creșterea și când ați început să vă puneți întrebări, n-ați mai găsit răspunsuri. Nu, am găsit răspunsuri false. Adică cei care mă ofereau răspunsuri, mă ofereau minciuni. Ia gândiți-vă acum pe un copil care este educat acum în sistemul nostru de educativ, care se schimbă de la an la an, dă manuale alternative, facem reforme peste reforme. Copilul ăla după 10 ani de școală se va întreba, dar care e? Dar eu ce am învățat în școala asta? N-am învățat nimic. Nu m-am ales cu nimic. Nu știu încotro să iau, sunt complet debusolat. Deci, ca și atunci și acum, noi prin educație oferim copiilor nu adevărul. Oferim pseudo-adevăruri, adică minciuni pachetate frumos, care în sufletul copilului nu zidesc nimic. Și el se trezește, cum să spun eu, singura lui șansă este să-și anestezieze durerea de a fi prin drog, sex, tot felul de cum să le zicem, de surogate de existență. Păi și acum, să nu credeți că acum s-au schimbat prea mult lucrurile față de comunism. Numai că maniera comunistă de a ne educa era agresivă, violentă. Maniera de a ne educa, de a ne minți, vreau să zic. Maniera actuală de a ne educa, adică de a ne minți, este soft. Se bazează pe sugestie, pe... Nu te violentează. E mai dulce. Da, da, te hipnotizează. E o diferență între a sugera o minciună și a-ți impune o minciună. Când îți sugerez o minciună, îți dau iluzia că ești liber. Atunci știam că nu suntem liberi. Acum, de exemplu, credem că suntem liberi, ceea ce este maximum de minciună. Iluzia noastră că suntem liberi e o minciună mai mare decât aceea. Când, chiar dacă ne spunea că suntem liberi și votam 99,9% pe Ceaușescu președinte, noi știam că nu-l votăm. Dar acum noi chiar credem că votăm. Nu? Acum nu trebuie să dați toate astea pe post. Și cumva e... Bă, noi atunci știam că... Da. Acum e mai grav, da. Bun. Și decizia călugăriei când a venit? Că ați fost căsătorii, nu? Da. Ați avut o familie? Da. Cum a apărut? Nu cred că a fost o decizie a călugăriei. A fost doar o nevoie de a mă retrage. Adică lumea așa cum este acum m-a obosit la un moment dat. Și am zis să trebuie să mai respir un pic de aer curat. Și m-am retras. Eu aici m-am retras pur și simplu ca să stau retras. Și eu și acum, de exemplu, eu am un regim privilegiat, adică nu sunt aici în spațiul mănăstirii, ci eu stau deoparte, separat, un program separat. Adică nu sunt, cum să spun eu, un călugăr în sensul clasic, ci sunt un călugăr cu viață de sine. Viață de sine idioribică, adică un om care își face singur programul. Și stați iarna aici și vara plecați sus pe munte, nu? În general stau și iarna și vara. A, tot aici? Da. Nu, departe. Acolo, sus pe munte. Sus pe munte, da. Adică nu a fost o decizie de călugărie, ci a fost o decizie de retragere din lume, pentru simplu motiv că, vezi cum să vă spun, cum să vă explic, pentru că fiind în lume ar trebui să aveți alternativa ca să puteți face comparația. Da. Când ești în lume, te obosește lumea la un moment dat. Mai ales București, de exemplu. Unde am stat 10 ani în București.
naveta zilnică la serviciu, claxoanele, tramvaiul, mă rog, știți, blocul sau unde stați, la un moment dat obosești. Dar dacă ești căsătorit, ai copii, obosești, aștepți pensia. De abia atunci te retragi. Am avut privilegiul de a mă retrage înainte de a fi pensionat. Adică m-am retras fără pensie. Deci eu sunt un retras în limba greacă, se numește, se zice, anahoresis. De aici a ieșit cuvântul anahoret. Și eu sunt ceea ce, în termeni tehnici, bisericesc, se numește anahoret, adică retras. Pentru că limba... Un fel de pusnic. Da, deci pusnic se zice eremit. Limba greacă este eremos, înseamnă pustiu. Eremiții sunt pusnici. Anahoreții sunt retrași. Ce mai avem? Dar sunt retrași cu... Ca să spun așa, cu suport religios. Păi da, 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 da. Sunt retrași, cum se zice la noi, cu binecuvântare. Da. Cu binecuvântare. Adică ai o binecuvântare să stai retras. Așa cum, de exemplu, ai binecuvântare să fii căsătorit. Da. Un creștin, toți care suntem creștini, noi, dacă ne căsătorim, avem binecuvântare. Dacă ne retragem, avem binecuvântare. Ce înseamnă binecuvântare? Înseamnă că Dumnezeu, prin biserică, îți binecuvintează opțiunea ta de viață. Deci, dumneavoastră, doar că una este să vin în mănăstire unde cât de cât mai ai contact cu lumea, vine lumea peste tine de foarte multe ori, așa da, cum am venit da, noi acum. Da. Și a fost o decizie și mai radicală decât ai. Da, adică aceea de a, cum să spun eu, de a ieși din agitația lumii. Noi toți suntem conștienți că e agitație. Lumea e agitată, e tensionată. Nu-și găsește liniștea. Uite, mai există termenul de isihast, credat în limba română sihastru. Isihast este ăla care caută liniștea. În limba greacă, hesuhe, isihie, înseamnă liniște. Adică, cum să vă spun, dacă am fi să judecăm așa serios, opțiunile noastre sunt mai mult decât firești. Deși par anormale din perspectiva lumii moderne, de fapt, dacă ne-am cercetat bine, fiecare om caută ceea ce noi facem. Știți că înainte, cum se numește patriarhul? Cum îl numim pe patriar? Mă avea eu la întrebări. Îl numim prea fericit. Prea fericit. De ce îl numim prea fericit? Ați gândit? Adică cum e prea fericit? Adică de ce? Toată lumea ne întreabă de ce. Păi de ce oare e prea fericit? Patriar... E mai fericit decât restul lumii? Nu? Păi tocmai, că e mai fericit. De ce? Ceea ce nu cred. Da. La cât asta rămâne. Asta da, e negociem da. Această convingere. Dar ce se întâmplă? Patriarhul se alege în mod normal dintre călugări. Toți episcopii. Trebuie să fie călugări. Știți treaba asta. Da. Nu poți să fii cu nevastă și episcop sau patriar. Corect. N-ai cum. Deci, imaginați-vă că din noi toți care stăm retrași prin toate coclaurile astea, se alege cel mai fericit. Pentru că un om care s-a retras din lume, se numea în limba veche românească, se numea fericit. Când cineva vorbea de un puznic care s-a retras, zicea fericitul cu tare. E, dintre acești fericiți care s-au retras din lume, cel mai fericit este ales... Prea fericit. E prea fericit, da. Înțeles. Și retragerea s-a întâmplat de 10 ani și ceva, ați spus. Da. Și erați căsătorit? Nu eram căsătorit. Dacă ești căsătorit, n-ai voie să te retragi. Biserica nu-ți binecuvintează să-și lași familia și nevasta să te duci și în pustietăți. Păi nu e voie. Și v-a înțeles sau cum? Nu, între timp rezolvasem căsătoria. Adică... Cu scopul ăsta? Nu. Am înțeles. Se rezolvase după, cum se spune eu, căsătoria se rezolvase din motive foarte omenești. Am înțeles. Ce e Dumnezeu pentru dumneavoastră? Cum îl simțiți pe Dumnezeu? Hai, da, cum, nu știu dacă pot să răspund la o astfel de întrebare. În primul rând, vedeți, dacă întrebăm așa, cum îl simți pe Dumnezeu, spre deosebire de toate religiile, Dumnezeul nostru ne-a cerut să credem. Toate religiile se bazează pe evidența divinității. Ce înseamnă evidența divinității? Înseamnă contactul direct? Nu, când te duceai, de exemplu, erai grec și te duceai la templul lui Apollo și Pitia intra în transă. Prin ea îți vorbea zeu. Apollo era prezent acolo.
Dar era un contact direct. Cum? Era un contact direct. Direct, da. Și spunea, vezi, mergi acolo, că dacă mergi sau faci și dregi, îți dă un oracol, îți spunea viitorul. Te duci la o țigancă. Ea nu are nevoie de credință în diavolul ei. Ea se duce și vorbește cu el. Și îl întreabă despre tine și spune tot. Acolo nu-i credință, este evidență. Dacă mă întrebați cum îl simt pe Dumnezeu, primul lucru este că Dumnezeul nostru nu se revelează simțit. El ne-a cerut credință. Credința este, cum să spun eu, nădejdea celor care nu sunt încă. Adică noi știm că este, știm că ne vom întâlni cu El, știm că vom ajunge la judecata de apoi, știm că vom da seama de vorbele și faptele noastre, dar ce dovadă avem? Dacă mă întreb de dovezi, ce dovadă am? Am credința asta. E un paradox. Și credința de unde apare? E în noi, apare dintr-o dată, că e o taină. Sunt oameni credincioși și necredincioși. Duminica asta s-a cerit pilda părintelui acela care a venit cu copilul posedat, care a spus vorba celebră, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Cu duminică s-a citit pericopa asta Evanghelie. Pentru că el a venit la Mântuitorul și a întrebat, Doamne, dacă poți, fă ceva. El a venit la Dumnezeu, spunându-i ca un fel, dacă poți. Adică el credea sau nu credea că e Dumnezeu acolo. Evident că nu credea. Adică cum te duci la doctor? Doctore, poți să rezolvi chestia asta? Mântuitorul fiind Dumnezeu, ce îi răspunde? Totul e cu putință celui ce? Cred. Păi ce înseamnă asta? Cum adică? Păi dacă totul e cu putință celui ce crede, păi atunci Dumnezeu mai are vreun rol? Păi nu? Și cum? Nu vin americani și spun că trebuie să ai încredere în tine însuți. Da. Să ai gândire pozitivă. Ce mai caută Dumnezeu acolo? Mântuitorul zice, totul e cu putință celui ce crede. Numai că omul în timpul ăsta realizează care e tâlcul cuvântului. Nu cel ce crede în sens general, ci cel ce crede în Iisus Hristos. Și ce zice omul? Cade în genunchi și zice, Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Asta nu poți cere unui om. Nu poți să ceri lucrul ăsta de la un om. Ce să fac un om? Deci în momentul în care el a avut revelația Dumnezeirii lui Hristos, de-abia din acel moment, credința a devenit eficace. Da, dar avea șansa de a-L avea în față chiar pe Dumnezeu. Păi noi îl avem și acum în față pe Dumnezeu. Și, da, era fizic era în fața lui, plus că avea fizic, acea problemă. Mai, fizic era doar omul Hristos. Omul era în fața lui. Da. Că Dumnezeu, altfel, nu lipsește de la începutul zidirii, din veșnicie până în veșnicie, tot prezent este, că nu poți fi absent Dumnezeu de undeva. E aici absent? Atunci era fizic, dar ca Dumnezeire este prezent. Este absolut prezent. Și spațial și temporal. Este, cum să spun eu, ubicu. Nu lipsește de nicăieri. Lipsește doar din conștiința și din voința noastră atunci când nu mai împlinim voia lui Dumnezeu. De exemplu, în rai, Dumnezeu, când zice, unde ești Adam? Adică ce, Dumnezeu nu știa unde e Adam? Când îl întreabă, unde ești Adam? Dumnezeu știa unde este. Dar, ca și aici, în cazul omului de care vorbim, Dumnezeu se revela omului după simțurile lui, după puterea lui de percepție. Dar noi acum vorbim de Dumnezeu cel din credință. După credință, Dumnezeu, nu am nevoie să-L văd sau să-L simt. Pentru că eu știu și cred că este prezent. Păi, imaginează-ți, dacă ai această conștiință, ai această credință, mai poți să faci vreun rău? Asta e clar că nu. Păi n-ai cum, pentru că ești în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Da, dar în lume se întâmplă atâtea rele. Pentru că aici taina lui Adam cel căzut, aici este. Pentru că Dumnezeu ți-a dat libertatea chiar de a-L nega. Asta e ceva de neînțeles. Adică te-am făcut pe tine omule și tu spui că eu nu exist. Și asta învățăm noi copiii la școală, nu? Că ne tragem din maimuță.
Și că Dumnezeu, adică Dumnezeu nu-ți afectează ție libertatea de a-L nega, atât de cum să spun eu, de infinită este generozitatea Lui față de făptura Lui. Nu te trăznește, cum ar fi fost, de exemplu, în antichitate, să fi fost împotriva zeilor. Nu, gândește la Socrate, care a fost, i s-a dat să bea cu cută pentru că el nu, cum să spun, nu credea în zei în care credeau, în idoli în care credeau atenienii. Ieșea din rând. Da, și strica tineretul, adică învăța să gândească. Nu, pe noi nu trăznește Dumnezeu, nu ne omoară dacă nu credem în El. Chiar dacă uneori biserica a inventat inchiziția sau alte instituții de constrângere, dar nu Dumnezeu ne pedepsea, ne pedepsea oamenii care aveau interese în biserică. Și atunci când faci să dai de Dumnezeu? Dumnezeu fiind acolo, nepedepsindu-te, stând cu minte. Da, da. Și așteptând. Îți lasă toată libertatea, să fii tu însuți. Cum devii atunci tu însuți în căutarea lui Dumnezeu? Cum? Care e primul pas? Păi, cum să zic, noi ne îndepărtăm de Dumnezeu într-un singur fel, așa cum se vede în facere. Facem exact ce a făcut Adam. Dacă noi facem voia lui Dumnezeu, suntem cu El tot timpul. În momentul în care călcăm porunca lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne lasă în voia noastră. Deci, practic, noi nu suntem cu Dumnezeu din momentul în care facem păcatele pe care Dumnezeu ne-a spus, dacă vei călca porunca și vei gusta din ceea ce nu ai voie să guști, vei muri negreșit. În momentul când ai făcut un păcat, ești mort. Aici e o taină. Apropo, vorbeam de moarte, călugărul și moartea. Una este moartea biologică și alta este moartea sufletului. Moartea sufletului este ruperea de Dumnezeu. Este ruptura relației cu Dumnezeu. Moartea trupului este aceea pe care noi o știm cu toții. În momentul când ai făcut primul păcat, sufletul este, îi se taie relația cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că este, cum să vă spun, a nu mai avea o relație cu Dumnezeu, nu înseamnă că sufletul e mort în sensul că e desființat. El există, numai că intră în relație cu moartea. Și când zic asta, mă gândesc la o relație personală. Adică intră în relație cu diavolul. Diavolul și moartea sunt sinonime. Deci un suflet care intră în relație cu diavolul este un suflet care nu mai face voia lui Dumnezeu și face voia diavolului. Dacă vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, primul lucru care este? Asta e în viața mistică. Sunt cele trei etape ale vieții mistice. Este etapa curățitoare, etapa luminătoare și etapa unitivă. Este curățirea, luminarea și unirea cu Dumnezeu. Traduse? Ce înseamnă? Deci ca să te unești cu Dumnezeu, întâi trebuie să te luminezi și înainte de a te lumina trebuie să te cureți. Curățirea este depărtarea de păcate. De exemplu, ca să fii creștin înainte vreme, botezul era anticipat de o perioadă de curățire care dura 2-3 ani. Adică aveai un naș, cineva care se ocupa de tine, te învăța, erai catehumen și aveai pe cineva care, nașul era catehet, adică profesor, cum ar veni, iar tu erai elev. Și el te învăța ce înseamnă să fii creștin. De fapt, te învăța să nu mai faci păcate. Măi, fumezi, nu poți să fii și creștin și fumător. Te droghezi, nu poți să fii și creștin și să iei și drogul. Te culci, te duci la bordel, nu poți să fii și creștin și să fii și curvar. Și atunci omul care vrea să fie creștin, nemai făcând păcate, ce se întâmplă? Atunci repara relația cu Dumnezeu. Adică, ce faci la botez? Te lepezi de Satana, că ați fost la botez. Da. Mă lepă, te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Observați? Dacă luați ritualul botezului, îți arată exact etapele prin care trece sufletul omenesc, de la moarte la viață. Deci în momentul în care te curățești, adică nu mai faci păcate, după aceea urmează iluminarea. Iluminarea era sinonimă cu botezul. Asta însemna inițierea în tainele. De exemplu, odată ce erai botezat, erai acceptat în biserică la liturghie. Și puteai să participi, să ai parte de împărtășanie.
Și după ce te iluminai prin botez și participai la slujbă, prin o viață religioasă consecventă și riguroasă, ajungeai să te unești cu Dumnezeu. De-abia atunci voia ta și voia lui Dumnezeu era una. Nu? Facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Mintea ta și mintea lui Hristos era una. Deci în finalul unei vieți duse cum trebuie, ajungeai tu și Dumnezeu să fii una. Și asta este, ce am vorbit eu acum, n-am făcut decât să fac o eboșă, o schiță a ceea ce înseamnă educație. Educația înseamnă ieșirea din natură și intrarea în cultură, mai degrabă în cult. Ieși din starea de sălbăticie și intri în starea de duhovnicie. Asta e educație. Educația asta trebuie să facă din noi. Să ia maimuța care suntem, că nu să ne tragem din maimuță, dar am ajuns ca maimuțele, să ia maimuța care suntem, care trăiește numai să mânce banane și să ajungem îngeri. Să ajungem să trăim precum făptura la care suntem chemați să fim, ca o făptură a lui Dumnezeu. Da, dar dumneavoastră ați plecat acum 10 ani din lume. În 10 ani, din păcate, lucrurile au și progresat, dar cumva au progresat invers. Adică? Au regresat. Lumea e și mai agitată. Românul are repere, că dacă vrea să le caute, le găsește, dar cel puțin la o primă vedere, atunci când eu mă duc și vorbesc cu oamenii în stradă, nu mai au repere. Acum, eu nu știu, eu am văzut că foarte mulți oameni se întorc spre biserică. Nu știu cum se vede din lume treaba asta. Eu de aici, eu sunt foarte bucuros când văd atâția oameni care sunt uimitori de credincioși. De exemplu, mă uitam pe Familia Ortodoxă, o revistă. Și, cum să spun, iertați-mă că o citesc cu lacrimi în ochi. Este impresionant să vezi mărturiile de credință ale unor oameni din lume. Acolo fac niște interviu, cum facem și noi acum. Și sunt niște oameni care trăiesc cu o intensitate incredibilă credința noastră ortodoxă. Este impresionant câți oameni credincioși avem. Da, sunt partea vie a societății. Deci sunt destul de mulți, chiar tineri. Și aici, de exemplu, aici în fiecare duminică, sâmbătă, duminică, o să vedeți, se umple mănăstirea de tineri. Este impresionant, da. E interesant, ce atrage? Că vorbiți cu ei, ce vă spun? Păi îmi spun păcatele, ce să-mi spună, da. Ei vin săraci și vin tot așa, alungați de agitația lumii, vin să găsească un strop de pace și să se spovedească, să se împărtășească. Și eu cel puțin sunt foarte impresionat de acest cum să spun eu, val de tineri credincioși și foarte credincioși. Și vin cu copiii mici, îi împărtășesc, se căsătoresc, vreau să zic așa, după lege, în biserică. Impresionant. Ce ar trebui să facem să ne bucurăm mai mult? Să fim mai deschiși la... Nu, ar trebui să mă întrebați ce să nu facem. Adică... Bine, ce să nu facem? Pentru că dacă nu facem ce facem, atunci știm ce să facem ca să fim fericiți. Pricina întristării și durerii noastre și necazurilor noastre sunt păcatele noastre. Adică, într-un cuvânt, omul fuge, caută plăcerea și fuge de durere. Viața, așa cum o cere Hristos, o trăim, El ne spune, cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Să-și ia crucea. Ei, ori noi ce facem? Noi în fiecare zi lăsăm crucea, o punem după sobă și căutăm să facem bani, căutăm să facem shopping, umblăm după tot felul de... Ne ducem la cârciumă, la bar, la discotecă, nu mai ieșire eu toate câte le face omul. Deci tot ceea ce face omul modern, o face exact așa cum era Apostolul Pavel, când se arată Mântuitorul pe calea Damascului și zice, nu ți-e greu să lovești cu piciorul în țepușă? Adică noi ne călcăm pe țepi și Dumnezeu ne plânge de mine, zice, dar nu ți-e greu să tot calci pe țepi, să tot sângerezi, mergând pe unde nu trebuie. Deci noi facem exact ce este în contra fericirii noastre, ceea ce ne strică și ne ucide sufletul. Noi suntem dușmanii noștri. Iar Dumnezeu stă și, cum să spun eu, ne-a dat libertate și s-a și răstignit ca să fim liberi și să nu fim sub asuprirea diavolului și noi refuzăm să-l urmăm și mergem după diavol. Dacă asculți de diavol, de sugestiile satanei, cum poți să fii fericit? Pentru că diavolul îți dă plăceri.
îți dă plăceri imense. Dar după ce ți l-a dat, exact ca la bancă, știi? După ce ai luat creditul, iei 100.000 de euro, faci ce vrei cu ei, te duci la Monte Carlo. Dar pe urmă, câte zeci de ani muncești să plătești? Urmează chinul. Urmează scadența. Deci diavolul ce îți dau tot ce vrei. Dar după aceea ești al meu. Îmi slujești mie. Și în loc să fii robul lui Dumnezeu, te faci rob celuilalt. Cum poți să fii fericit când îl ai patron pe diavol? Încearcă să... Nu. Cum vine asta? Adică Dumnezeu se răstignește ca noi să fim liberi și să fim fericiți, iar diavolul vine și spune, lasă-te pe Dumnezeu. Fii tu însuți. Se poate atinge fericirea aici? Da. Părintele Galeriu, Dumnezeu să-l odihnească, zicea, dacă aici nu ai fericirea raiului, nu ai nici dincolo. Zicea că aici noi avem arvuna. Arvuna raiului sau a iadului. Deci noi în viața asta avem exact ce va rămâne în veșnicie. Dacă trăim după Dumnezeu, suntem fericiți și trecem din lumea asta în lumea cealaltă într-o fericire veșnică și netulburată, dacă facem răutăți, și când mă gândesc că văd în atâtea familii, în momentul în care, de exemplu, în familie, te ceri cu nevasta, îți bați copiii, știu eu ce faci, la servicii ai necazuri, trăiești un iad. Ceea ce trăiești tu aici, dacă se întâmplă, de exemplu, astăzi să ni se ia viața, starea asta lăuntrică pe care o ai în acest moment devine veșnică. Adică starea pe care o ai în viață acum este, dacă te găsește moartea, prin un accident, te găsește moartea așa, așa rămâi în veșnicie. Rămâi cu iadul sau cu raiul pe care tu, cu ființa ta, cu mintea ta, cu mâinile tale, îl zidești aici. Deci noi ne construim aici pe pământ raiul și iadul. Raiul, iadul sunt o stare. Sunt și o stare și, și un loc. Sigur că da. Nu sunt numai o stare. Că acum sunt diverse teorii. Că nu e chiar un loc de-a binelea. Că o fi în pământ, că o fi pe alte, pe N dimensiuni. Știi că sunt și a patra și a cincea dimensiune. Acum cu geometria N-dimensională. Știi că există. Adică se pare că sunt mai multe spații. Nu vorbim de găuri negre. Face trecerea dintr-o dimensiune în altă dimensiune. Habar n-avem ce e acolo. Dar este limpede că sufletul nostru, de exemplu, nu este în cele trei dimensiuni. De exemplu, noi cu sufletul putem fi prezenți peste tot. Poți în clipa asta să fii prezent în India. Dacă noi am fi niște oameni evoluați, să zic așa, poți în orice moment să vezi globul ăsta pământesc din cosmos. Sau poți să fii în orice loc de pe lume. Astea sunt niște performanțe pe care sfinții le realizau. Chiar se spune despre părintele Arsenie Boca, cred că ați auzit, care era la canal și a lipsit de acolo până s-a dus la mormântarea mamei lui. Și n-au înțeles cum, adică... Deci chiar un sfânt în zilele noastre. Ține de progres. Uriaș. Vorbim de lucruri care... Deci important este să știm un lucru, că dacă, cum stăm noi acum de vorbă, dacă noi avem acum o stare de pace și liniște și vine moartea peste noi, dă o bombă, acum începe un război cu rușii sau știu. Rămânem cu starea asta? Starea asta în care suntem acum ne plasează în acel spațiu de dincolo, tărâmul celălalt, cum zic în bazme, nu tărâmul celălalt, acolo sunt alte dimensiuni, nu dimensiunile astea pământești. Acolo ne ducem exact ori cu sfinții. Dacă suntem sfinți, dacă suntem, ce înseamnă să fii sfânt? Înseamnă să fii sfânt, înseamnă să te curezi de păcate. Dar nu le mai faci. Le-ai făcut, tu și te spovedești. Când l-ai spovedit, Dumnezeu le-a șters. Și rămâi cu sufletul curat. În momentul în care te-ai curățit de păcate și nu mai faci păcate, nu te mai gândești la tot felul de lucruri rele, din momentul ăla ești cu sfinți. Deci mergi acolo unde sunt sfinți. Dacă, de exemplu, ești cu gândul la păcate, acum, de exemplu, te gândești la cineva care ți-a locul la serviciu sau te gândești la o femeie alta decât nevasta sau știu. În momentul dacă mori în starea asta, mergi în iad. Dar dacă ești un om cu foarte multe păcate și exact momentul ăla te prinde într-o stare, eu știu, poate ai făcut un bine și sufletul tău
dintr-o dată a înflorit. Da. A căzut ceva pe tine și ai murit. Ăla, pentru că tu îți pleacă cu starea aia de bine Așa e mântuit. Și, da, și dacă, de exemplu, ai făcut numai bine și după 80 de ani de viață sfântă, te păcălește cineva și sunt viețile sfinților și faci un păcat. Tot binele ți s-a șters. Adică dacă, de exemplu, ai fost sfânt 80 de ani și ai căzut în curvie după aceea sau nu știu eu ce păcat și te-a prins moartea, acolo mergi, cum te-a prins moartea. De asta contează în ce, care ți este dispoziția sufletului în momentul morții. Oricum, noi nu știm momentul morții, trebuie să avem o bună dispoziție, ca să zic așa, în tot timpul vieții. Să nu fii niciodată trist, supărat, întunecat la minte și la suflet și să fii întotdeauna într-o bună dispoziție. Adică să fii, cum zicea Părinte Teofil, fiertat, să fii om de treabă, să fii om cum se cade. Atunci n-ai de ce să-ți fie frică, nici de viață, nici de moarte. Trebuie să fii om de treabă. Îmi spuneați la început de haina neagră a călugăriei. Cum e să trăiești cu... Când mi-a spus de haina neagră, ți-a asociat-o cu moarte. Da, cu doliu. E perspectivă sumbră. Păi tocmai asta e, că e sumbră în moment... Da, e sumbră dacă ai conștiința încărcată de păcate. Pentru că știi că dacă mori în starea asta, simți că nu e bine. Dar când vezi moartea ca pe o trecere, ca pe o întâlnire cu Dumnezeu care ne-a făcut, pe o întâlnire cu Sfinții, cum să spun eu, mi-aduc aminte de Socrate, care nu era creștin. El nu știa, nu avea credința noastră, dar el zicea așa, măi, dacă moartea înseamnă extinție, nu mai exist. Am scăpat de atâtea necazuri. Dar dacă după moarte mai e ceva, păi zice, eu abia aștept să mă întâlnesc cu filozofii, nu știu care, cu Homer, să-l întreb, că n-am înțeles ceva din Iliada lui. Abia aștept să-l întâlnesc dacă o fi pe acolo. Adică dacă moartea înseamnă distrugerea ființei, atunci care e problema? N-are ce să-mi fie frică. Dar dacă e ceva după moarte, atunci când ești cu conștiința curată și liniștită, păi te întâlnești acolo cu prietenii tăi. Și trăiți acolo, trăim acolo, ca să zic, în veșnicie. E, dacă ești cu conștiința încărcată de păcate, atunci moartea înseamnă intri în societatea iadului, adică ești cu draci pe un loc. Și nu cred, dacă noi am vedea un demon la față, am muri, am face infarct. Atât de cumpliți sunt. Numai vederea lor. Nu mai vorbesc de mirosul lor, de agresivitatea lor. Eu am participat la exorcisme și dacă vedeți cum vorbește diavolul printr-un posedat, nici nu poți să privești. Atât de cumplită e prezența diavolului. Deci de asta ne e frică de moarte. Pentru că nu suntem pregătiți pentru ea și conștiința noastră simte prezența morții. Încă o dată spun, deci moartea sufletului se numește diavol și iad. E moartea veșnică. Moartea biologică nu e moarte. Adică Mântuitorul, de exemplu, s-a răstignit pe cruce. El a murit. Dar sufletul oricărui sfânt, prin moarte, trece în viață veșnică. Deci prin moarte biologică. Pe când, în momentul când faci păcate, atunci moartea nu este numai a trupului. Este și moartea sufletului care merge la chinul cel veșnic. Asta e adevărata moarte. Și asta oamenii nu pot să înțeleagă. Dacă n-ai credință, n-ai cum să înțelegi treaba asta. Adică, cum să spun eu? Uite, mi-aduc aminte de mitologia greacă. Asta o știm mai degrabă decât tradiția creștină. Știm cu toții, de exemplu, că Prometeu a fost încătușat, că s-a supărat Zeus pe el și l-a legat pe Caucaz, nu? Da. Și venea vulturul și vezi că știm toată lumea. Ei, venea vulturul în fiecare zi și îi mânca ficatul. Dar n-ar fi fost normal să-l termine într-o zi? Nu, hai să ne gândim un pic. L-a mâncat ani și ani și ani și ani. Ce se întâmpla? Acolo nouă ni se arată în mitologia greacă ce este iadul. Deci iadul este acest chin veșnic care nu se sfârșește. Adică vine cineva și mănâncă ficații și ficatul în fiecare zi se regenerează. Adică ești ars în fiecare zi pe rug și a doua zi ești luat de la capăt, ești întreg și începi să arzi din nou.
Și așa o veșnicie. Cum să înțelegi lucrurile astea? Dacă, cum să le înțelegi dacă n-ai credință? Iar dacă ai credință, atunci Doamne păzește și pe dușman de așa ceva. Așa ziceau țăranii când eram eu copil. Doamne ferește și pe dușmani să ajungă acolo. Cea mai frumoasă rugăciune pe care o știu. Doamne păzește și pe dușman. Și pe dușman de așa ceva. Să n-ajungem acolo la chinurile veșnice. Că sunteți om de treabă, așa cum spunea părintele Teofil. Se vede. Fericiți sunteți? Eu știu dacă diagnosticul pe care mi-l pune este valabil. A trebuit să vedeți dumneavoastră cu aparatele astea, să-mi puneți detectorul de minciuni, să vedem dacă spun adevărul. Eu zic că, nu că sunt fericit, eu zic că sunt foarte fericit. Nu zic că sunt prea fericit, că nu e un singur prea fericit în țară, dar sunt foarte fericit. Da. Și fericirea asta e dată de singurătatea pe care ați găsit-o acolo? Nu, este dată de stare de conștiință de care vorbeam. Adică e dată de faptul că mă păzesc să fac ceea ce Dumnezeu nu îngăduie și nu ne îndeamnă să facem. Adică atunci când a spus lui Adam, Adame, ai voie să faci orice faci, dar numai de acolo. Să nu te atingi de pomul acela. Ei, atâta vreme cât umblăm după poruncile lui Dumnezeu, n-ai cum să nu fii fericit. Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate. Nu toate sunt de folos, da. Ei, alea care nu sunt nici de folos, alea ne bagă în fundul iadului. Cum a fost impactul când ați plecat din lume, v-ați retras și după prima, a doua zi ați conștientizat ce ați făcut? Cum a fost? Nu, apropo de asta, nevastă mea zicea încă din vremea tinereții, mă, zice, tu mai bine te-ai făcut călugăr. Ea vedea în mine un fel de a fi care nu se potrivea cu omul din lume. Deci aveam 20 ceva de ani. Repet, călugăria este o vocație, o ai. Exact cum ai, de exemplu, talentul de, cum să spun eu, de pictor sau știu eu, știi să cânți la vioară. Ai talentul în tine, el există chiar dacă tu nu-l exersezi. Orice vocație, ea preexistă în noi. Un copil, de exemplu, dacă îl privești cu atenție, vezi spre ce e înclinat să facă. Mie bunicul le zicea la ai mei, Dumnezeu să-l odinească, zicea la părinții mei, ce măi, aveți grijă de ăsta micu, că dacă aveți grijă de el, ajunge om mare. Ce-o fi înțeles el om mare, nu știu. Dacă nu, o să umblați la pușcărie cu pachetele după el. Adică el vedea niște înclinații. Sau, de exemplu, eu nu mâncam la masă, că noi la masă mâncam cu lingură de lemn din străchin, la masă de aia, trei picioare. Ca la țară, nu știu dacă mai știți acum. Da. Și eu cât eram de mic, nu mâncam decât cu lingură de fier. Și moșul zicea, îl vedeți pe ăsta micu? Zice, ăsta trage a boierie, n-o să rămână în sat. Deci ei aveau niște semne. Citeau evoluția, viitorul copilului în înclinație lui de la 2-3 anișori. Îl vedeau încotro va evolua. Da, da, îmi spuneți, ați avut vocația de a fi călugăr. Da, asta eu presupune... cred că asta preexistă, a fost în mine de la început, dar n-am știut. Odată cu vocația de a fi călugăr, e clar că acolo a fost și credința, sub vocația asta sau peste ea. Nu, vocația de călugăr nu ține de credință, ține de o stare. Adică cauți, indiferent ce ți se oferă în lume, cauți să fii ca un călugăr. Nu știi că aia e. Dar îți place să stai singur, îți place să te duci în munți. De când eram copil, îmi plăcea să umplu prin păduri, așa de... Plecam de 2-3 zile de acasă. Și ce faceți acolo în pădure? Păi eram fericit acolo. Acum, nu, acum. Acum ce fac? Da. Păi acum stau. Să știi că e foarte greu să nu faci nimic. Nu știu dacă v-ați gândit. Încearcă să faci mintea și trupul să-l oprești să oprești moara. Și o să vezi că trebuie să faci ceva. Dacă te închide cineva 24 de ore, spune să nu-ți lase nimic. Spune, 24 de ore nu faci nimic. O să cauți psihiatru după aceea. Nu poți. Deci a sta singur, în singurătate absolută și să nu poți să faci nimic, este foarte greu.
Când zic că nu poți să faci nimic, trebuie să-ți oprești și mintea, dacă poți. Păi încearcă. Încearcă o oră să nu te gândești la nimic. Zice, ești nebun. Cum să nu te gândești la nimic? Da, e imposibil. Păi e imposibil, vezi? Asta zic. Deci nu este deloc simplu să stai în singurătate. Pentru că viața călugărului, când el se leapă de lume, nu se leapă de lume în sensul că spațial se rupe de lume, ci în sensul că își deschide mintea spre un alt univers. Renunță la gândurile pe care le ai când ești în lume. Gândiți-vă acum, cum sunteți în lume, vă e foarte ușor să înțelegeți ce înseamnă să fii în lume. Că tot timpul îți umblă prin minte, acum cu ce cobor mâine, cu ce, cu așa, ce zice nevastă că am lipsit 3 zile sau mai știu, fiecare are gândurile lui. E, imaginează-ți că a face vid în minte nu înseamnă numai a pleca de la București și a veni aici la mănăstire. Înseamnă a nu te mai gândi la toate lucrurile la care te gândești la București. Ori asta e foarte greu, e aproape imposibil. Reușiți? Păi simplu fapt că stai departe, încet, încet uiți despre ce era vorba pe lume. Și nouă, la călugări ni s-a dat, ca să zic așa, un ajutor, ni s-a dat rugăciunea. Ca modalitate de a bloca gândurile care vin din lume și a întoarce mintea spre Dumnezeu. Și atunci avem rugăciunea cu care se mântuiesc călugării și care zici, chem numele lui Hristos și cer mila lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătos. Adică te vezi pe tine ăla din lume că ești păcătos, ești numai păcat și atunci starea asta de păcat se vindecă prin chemarea numelui lui Hristos și a milostivirii lui. Și asta te ajută, într-adevăr, să-ți curățești mintea. Acum, cât reușim, Dumnezeu știe cât vom reuși. Asta numai la sfârșit știm, când o să plecăm din lumea asta. Traduceți ceva din... adică lucrați... Văd că sunteți bine informat, da. Sigur, am mai tradus. Dar traducerea este un fel de... cum să spun... este un compromis. Este o modalitate de a continua munca intelectuală dinainte de a fi retras. Pentru că fiind profesor de limbi clasice și traduceam și înainte și acum oarecum continui împuținând aceeași, adică moara minții încă mai merge inerțial după criteriile, după osia din lume. Dar chiar anul ăsta am zis, când am predat o ediție a Noului Testament, vrem să scoatem o ediție bilingvă greacă și română, la Vatoped. Am predat-o și am lucrat și la o îmbunătățire a psaltirii și mai am acum de lucrat doar la o singură carte, Evergetinos. Este în 8 volume. Și acum de-abia am predat volumul 3, dar am zis că astea sunt ultimele. Adică ajunge. Am făcut și paste, dar încet, încet și activitatea asta a minții trebuie oprită cât se poate. Atunci se rămâne doar rugăciunea. Rugăciunea care este, ce vedeți în biserică? Acest ritm de dincolo de lume al vieții liturgice. E mare minune conștiința că noi avem libertatea garantată de Dumnezeu. Nu NATO, nu ONU, nu Uniunea Sovietică ne garantează libertatea. Libertatea e garantată de Dumnezeu de sus, de sus, de sus. Deci, în orice moment, noi dacă vrem să facem orice rău din lume, nu ne oprește nimeni. Dacă vrei să spargi o bancă, o vrei să strângi pe cineva de gât, te oprește cineva? Nici o lege, de fapt. Legea îți interzice, nu te oprește, că nu te poate opri. Păi așa ai oprit pe toți răufăcătorii din lumea asta. Dar dacă vrei să fii sfânt, te poate opri cineva? Deci, practic, în mâna noastră stă destinul nostru. Deci avem această libertate înspăimântătoare de a alege ceea ce suntem și ceea ce vom fi în veci. Este ceva de neimaginat. Adică poți să fii, ca să merg așa în extremis, poți să fii demon și poți să fii înger. În mâna noastră stă opțiunea. Dumnezeu ne-o garantează. Nimeni nu se poate atinge de noi dacă noi alegem una sau alta dintre ele. Dacă alegem să fim criminali, Dumnezeu nu intervine. Nu ne trăznește. Nu ne decapitează. Dacă alegem să fim sfinți, diavolul cu toate legiunile lui infernale n-are ce să ne facă. Pentru că suntem apărați de Dumnezeu.
Iar când facem rele, avem garantată libertatea. Să facem ce vrem. Am întrebat pe Părintele Stareț ce, după ce a intrat în călugărie, ce i s-a părut cel mai greu lucru. Și mi-a spus că iubirea necondiționată a celui de lângă tine, chiar dacă s-a întâmplat chiar, uneori... Chiar dacă nu-l iubești. Exact, chiar dacă nu-l iubești. Dumneavoastră, ce v-a fost? V-a fost ceva greu? O stare, un lucru de care v-ați lovit și la care nu v-ați gândit înainte? Sunt lucruri, eu știu, eu le socotez minore. Sigur că uneori îmi este greu când văd că noi, care suntem în biserică, nu suntem la înălțimea exigențelor lui Dumnezeu. Bunoară, ați fost student la seminar sau la teologie. Eu am fost profesor și la seminar și la teologie. Erau realități acolo care mă întristau. În sensul că dacă ești student la teologie, trebuie să te distingi cumva prin calitate de viața studențească obișnuită. Ori, nu odată se întâmpla ca studenții noștri să fie exemple contrare. Astăzi lucrurile mă întristau. Sau îmbrăcăm această haină, călugări sau preoți. Și de multe ori faptele noastre, surprinse chiar de media, sunt sub exigențele pe care le cere Dumnezeu și oamenii de la noi. Asta e un lucru care e întristător și, din păcate, am văzut și văd astfel de situații asupra cărora n-am putere de a le schimba. Dar mă întristează. Deci poate ăsta e singurul care mă întristează. Adică, uite, de exemplu, cum eram în armată. În armată eram într-o armată comunistă și eu aveam o imagine lăuntrică, un ideal al ofițerului. Și m-am trezit la canal. Și am zis, ce legătură are calitatea de ofițer cu calitatea de stăpân de sclavi, că asta eram acolo. Deci dintr-o dată am fost lovit în idealul meu de această degradare a condiției de ofițer. Întrebarea care apărea în mintea mea era, ce amestec am eu cu lumea asta? N-am ce căuta în lumea asta. Nu vreau să fiu cu ei. Și cred că oriunde apare, uite, de exemplu, la universitate. Acum am fost profesor la București sau la Timișoara. Am avut niște profesori excepționali la limbi clasice la București. Uite, Francesca Băltăceanu, care încă e între noi. Mulți au plecat dintre noi. Dan Slușanski, de exemplu, sau Mihai Nichita, sau Florea Fugaru. Niște oameni absolut excepționali. Dar am avut și profesori de la care nu știam cum să chiulesc, adică aș fi vrut să fiu împreună cu acești excepționali profesori pe care i-am avut, dar dacă n-ar fi fost ei și n-ar fi fost decât ceilalți, m-aș fi întrebat oare ce caut eu în lumea asta universitară care e atât de coruptă. Și le trăiți întrebările astea acum? Trebuie să recunosc că și această instituție divino-umană, cum este definită la teologie, biserica, are în partea ei omenească, are scăderile ei. Și dacă e ceva să mă întristeze, asta mă întristează. Și unde greșim în instituția asta divino-umană? Păi, păcatele sunt aceleași. Adică oamenii care sunt clerici sau călugări, diavolul vine cu aceleași ispite. Adică, bunoară, vine cu ispita funcției, nu? A slavei de șarte. Zice, măi, eu sunt călugăre, ce dat, nu vrei să fii episcop? Uite, du-te, poartă-te frumos acolo pe la mitropolit, că poate. Și începi o întreagă retorică a flatării celor mai mari, pentru a ajunge ceva. Sau,
este simonia, pe care o știm. Vrei să obții o parohie bună, te costă nu știu câte mii de euro. Te strângi din toate părțile și, pe urmă, nu mai știi cum să scoți banii făcând tot felul de ticăloșii ca să, nu, ca să ai profit, dacă tot ai investit niște bani. Asta se numește păcatul simoniei. Dar toate păcatele astea sunt peste tot. Adică și la, de exemplu, în orice organizație ai fi, și la televiziune dacă ești, sigur că urmărești să ajungi într-un post mai bun. Și nu întotdeauna prin mijloace cinstite. Asta se întâmplă și la noi. Nu mai vorbesc că dacă ești preot, nu înseamnă că ești scutit de, de exemplu, de ispita de a avea relații extraconjugale, bunoare. Sau și așa mai departe. În televiziunea asta cu plata ca să ajungi într-un post e puțin mai greu de aplicat pentru că te vor judeca oamenii, că te văd. Și e mai ușor de ieșit și de văzut excrocherea. Asta nu zic că nu se întâmplă. Nu, eu la asta am un răspuns. Nu eu, din bătrân zice, mulți văd, puțin pricep. Știi? Adică până să te vadă, da. Adică vreau să spun că... Dar nu cumva și oamenii ăștia care se întâmplă și în biserică, se întâmplă și în medicină, se întâmplă, sunt exponenții ai societății? Pentru că ei ies din... Apar. Așa e pătura. Și ei ies din locul lor. Păi și noi suntem, noi dacă suntem călugări, doar nu suntem de pe, cum să spunem, coborâți cu hârzobul din cer. Suntem crescuți, avem mame, tații, frați, bunici, adică suntem din lumea asta. Adică noi, ca să zic așa, venim dintr-o lume cu toate păcatele lumii în care ne-am format. Numai că odată ce intrăm aici, cum să spun, ca în orice instituție, există un cod al instituției pe care trebuie să-l respecti. Codul nostru al bisericii ne cere să nu facem păcate. Codul deontologic, să zic așa, al profesiunii dumneavoastră, vă cere să vă conformați unor exigențe pe care le știți acolo. Dacă nu vă conformați lor, sunteți eliminat din organizație. Așa și noi. Deci, indiferent din ce lume venim, noi suntem datori, odată ce am intrat și ne-am îmbrăcat în această haină, să ne conformăm exigențelor, ori nu toți se conformează. Și asta este o pricină care e întristătoare. Și, cum să spun eu, de multe ori, că se întâmplă și lucrul ăsta, de multe ori ești judecat după faptele confraților tăi. Adică mi-aduc aminte că eram undeva într-o piață și negociam un pepene. Și țăranul zice, eu am zis că e prea scump. Și țăranul zice, păi dacă popa are mână de luat, nu de dat. Avea dreptate. El era obișnuit, adică la popă trebuie să-i dai degeaba. Acum eu nu voiam să mi-l dea degeaba, dar totuși ziceam că e prea scump. El a avut replica pe față. Popa are mână de luat, nu de dat. Zic așa. Deja ai folclor? Păi da, vezi, ce să zic. El avea dreptate, pentru că sunt mulți care așteaptă să primească fără să muncească pentru ce primesc. Și mai avem o problemă printre multe altele. De exemplu, atunci când avem un sfânt, Sfântul Dimitrie cu Vioasa Paraschivă, niște cozi interminabile acolo la moaște. La moaște, da. Merg oamenii, plătesc, își fac cruci, stau afară. Nu cumva avem o problemă cu formalismul? Da, am auzit această... Amestecăm lucrurile? Am auzit această obiecție la adresa acestui tip de evlavie populară la moaște. Dar eu cred că evlavia, că e populară, că este elevată, ea nu trebuie cum să zic eu, trebuie acceptat așa cum este. Nu trebuie condamnată. Nu trebuie condamnată, nu știu cum să zic. Poate condamnată e prea tare cuvântul. Nu trebuie discreditată. Pentru că omul care merge acolo se închină la moaște, așa cum este el, nu poate în același timp să gândească la ceva rău. Că nu poți. Dacă te duci să te închini unui sfânt, și crezi că El te ajută. Eu mă gândesc că, indiferent cât de, cum să spun eu, primitivă pare această formă de închinare, dar eu cred că trebuie să ne bucurăm că mai există. De exemplu, dacă te duci în Occident,
moaștele sfinților sunt puse sub nu știu câte sticle protectoare, cu nu știu câte camere, așa, să... adică practic nu te mai poți închina, e în mediul artificial. Confiscat. Da, exact. Și atunci, cum să zic, Occidentul, după cum vedeți, a pierdut această evlavie vie. Asta e un chip de credință viu, pe care noi, ca români, îl mai avem. Slavă Domnului că îl mai avem. Ortodoxi, suntem siguri, cred, care avem această evlavie populară, vie. Ori, dacă ne modernizăm, o să devenim foarte, cum să spun eu, raționaliști, dar în același timp cu mult mai puțin credincioși. Cum în Occident. În Occident credința este ca și căvasi nulă, așa cum n-ar fi. Mi-ați vorbit de copil. Eu un copil, are 6 ani. Să vă trească. Mulțumesc, Doamnește. 6 ani și un pic. E la clasa 0. Acum face. Da, sună sinistru clasa 0. Nu știu de ce n-au găsit un nume mai inspirat. Ce se cheamă? Clasa 0. Da, da. Bine, îi mai spun și clasa pregătitoare. Așa da, dar pregătitor sună bine. Dar clasa 0, prin definiție, 0 înseamnă nimic. Păi nu poți să ieși clasa, adică... Copiii așa spune. Da. Suntem la clasa 0. 0 da. Ce? 0 împușcat, da. Zero sună sinistru clasa 0, da, mă rog. Da, deci că ne-am luat cu discuție și am pierdut firul. Păi, probabil că vă referați la educația copilului. Așa, da. Ce ar trebui? Cum ar trebui să ne trezim noi să umblăm la educație? Pentru că de acolo, dacă noi vrem o altă generație, o altă țară, o altă... Da, da. Aici ați atins un punct extraordinar de sensibil. Este o întreagă luptă pe lumea asta pentru sufletul copiilor. Când zic luptă, mă refer nu la oameni, mă refer la ceea ce e dincolo de lumea asta. Deci, este o luptă pentru ca sufletele copiilor să fie răpite lui Dumnezeu. Această luptă care se dă nevăzut are corespondentul ei în instituțiile noastre omenești. Instituțiile noastre moderne s-au lepădat de Dumnezeu. Sunt în stare de apostazie. La noi mai mult decât în alte părți. Deci apostazia înseamnă a scoate pe Dumnezeu din educație. Slavă Domnului, da, slavă Domnului că am auzit că acum cu religia în școli, 90% din părinți sau din elevi urmează să facă religie. Uite, de exemplu, este un lucru la care m-am gândit. Dacă 90% din copii au cerut, părinți, copii care au cerut să facă religie, eu m-am gândit în sinea mea, cât de mare e răspunderea noastră. Deci dacă noi, care suntem profesori sau preoți, nu vom fi la exigențele pe care le au oamenii de la noi, noi, înaintea lui Dumnezeu, vom fi foarte grav. Vom fi din greu pedepsiți. Pentru că oamenii vin la noi, vedeți? Deci au cerut oamenii, copiii să învețe despre Dumnezeu în școli. Ori dacă tu ca profesor sau tu ca preot nu-ți faci datoria și nu ești intrat... Pentru că, vedeți, ca să vorbești de Dumnezeu, dacă tu, de exemplu, predai matematică și ești bețiv, pe care e problema? Și ai amantă și îți faci de cap. Băi, e genial la matematică. Toată lumea te iartă. Dar dacă tu ești preot sau profesor de religie și vorbești despre legea lui Dumnezeu și tu în viața ta, în felul tău de a fi, nu o vedești în fapte, păi atunci tu ai, cum să spun eu, ai lovit în obrazul lui Dumnezeu. Ai lovit în nădejdea pe care omul și-o pune în tine. E un păcat îngrozitor. Deci eu atunci m-am gândit, când am văzut că atâți oameni vor să facă religie, m-am gândit ce mare răspundere este în fața bisericii. Că noi trebuie să venim cu un învățământ de calitate. Ori foarte mulți, din câte aud și eu, foarte mulți se plâng de calitatea orelor de religie. Așa că mă întorc la copii. Ia că ăsta este un lucru bun. Faptul că în școală copiilor li se vorbește de Dumnezeu. Dar asta e foarte puțin. Educația se face în familie. Adică, cum zice la Evanghelia? Femeia se mântuiește prin naștere și creștere de prunci, dacă ei vor rămâne în dreapta credință și în sfințenie, dacă vor stărui în dreapta credință și în sfințenie.
Iar ca femeia să nască și să crească copii și să stăluiască în dreaptă credință și în sfințenie, trebuie să fie, să aibă un bărbat cu care să facă copii, binecuvântat prin cununie și care să o ocrotească și care să câștige bani, nu să o trimită la serviciu. Ci, vedeți, un copil ca să fie bine crescut, nu trebuie, nu poți să-ți duci copilul prin delegație. Nu pot profesorii să-ți educe ție copilul. Nu poți să-l dai la o instituție de stat care să-ți educe copilul. Copilul se educă în casă. Ori noi ce facem? Noi ne ducem să câștigăm bani, plătim din buzunar și ne deresponsabilizăm de obligația noastră de tată și de mamă. Și de-aia copiii nu ne mai recunosc. Și se cresc ca niște sălbăticiuni. Nu mai sunt educați. Pentru că noi trăim într-o lume, repet, într-o lume care se străduiește prin toate instituțiile pe care le are ca să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație și copiii să ajungă niște cum să spun eu, să crească precum sălbăticiunile, needucați. Să trăiască după instinctele lor primitive. Ori educația înseamnă educația înseamnă scoaterea din natură, cum ziceam, și intrarea în cultură. Vin aici la dumneavoastră astfel de copii? Că vin ceva mai mari, că am văzut de la 14-15. Da, vin și slavă Domnului că vin și îmi pun întrebări de genul ăsta. Exact. Ce facem cu copilașii? Ce le spuneți ca să... Păi asta le spun. De povestea asta cu copiii în școală și cu religia, generația asta, și bănuiesc că și înainte a fost... Tineri sunt debusolați. Da, da. Pentru că e problema și e clar că avem o problemă de educație în momentul ăsta, de sistem. De sistem e clar. Sigur, e evident. E fără Dumnezeu. Asta e. Ce le spuneți? Cum îi puneți pe linie? Păi în funcție de, cum să spun eu, dacă domnia ta bunoară vii și stăm de vorbă fără aparate și te întreb niște lucruri care țin de viața personală. Păi primul lucru care ți-l spune este, omule, lasă de păcate, că dacă tu ai păcate, știi vorba. Părinții mănâncă aguridă și copilul se strepezesc dinții. Deci dacă tu ai păcate, ce înseamnă păcat? Păcatul înseamnă că în casa ta intră diavolul. Intră moartea. În momentul în care în casa ta este diavolul prezent și scoți Dumnezeu, copilul acela, care e un suflet, e un înger, copilul acela va începe să sufere. Și va suferi până când se va revolta. Până când va deveni și el rău. Ce este bunoară rocul? E o stare de revoltă împotriva unui establishment fără Dumnezeu. Atunci, singurul lucru care le rămâne copilul este starea de răzvrătire. Pentru că din viața lor lipsește Dumnezeu, lipsește iubirea, lipsește bunătatea, lipsește afecțiunea. Că noi nu avem timp de ei. Noi avem timp de păcatele noastre. Deci primul lucru, dacă vrei să-ți crești bine copilul, este ca în viața ta să fie prezent Dumnezeu și nu păcatul. Deci asta e un răspuns pe care nu pot să-l dau la modul general. Ăsta îl dau fiecăruia după starea în care se află. Da, ce se întâmplă? Mai ales în ultimii ani, așa cum spuneați, oamenii s-au înrobit. Inclusiv eu. Am făcut un credit la o bancă, am luat foarte mulți bani. Și acum vine plata păcatului de atunci când n-am avut nimic. Știu cazuri de genul ăsta, da. Bașca, sunt alții în situația în care s-au împrumutat în franc elvețien, de exemplu. Era 2 lei, nu știu cât, și acum e 5 lei. S-a triplat. Oamenii intră într-o situație de criză. Ce-i cu criza asta? Păi ne întoarcem la vorba bătrânilor, după faptă și răsplată. De exemplu, de ce te împrumuți la bancă? Care este mecanismul subtil care te face să te împrumuți? Pentru că vrei să trăiești mai bine decât îți permit mijloacele tale reale în momentul de acum. Deci tu, acum de exemplu, ar trebui să trăiești într-un bordei, dar tu vrei să trăiești în vilă. Vine banca și spune, păi nicio problemă, îți dau eu banii, nu trebuie să stai să muncești 20 de ani, să pui bani la cec, cum era pe vremuri. Îți dau eu banii, trăiești în vilă, dar pe urmă îi achiziți mie. Deci ce păcat este aici, ca să vorbim în termenii credinței? Omul caută să trăiască mai presus de mijloacele și de vrednicia lui. În loc să fie zmerit, să se mulțumească cu ce are, hai să o spun așa mai de-a dreptul. Tu ești proletar și vrei să fii boier. Bă, dar tu ești pălmaș.
Tu trebuie să muncești cu sapa. Vreau să trăiesc ca un boier, vreau să am Mercedes-ul sau, știu, Rolls-Royce-ul la scară. Cum se numește păcatul ăsta? Păi e un păcat. E un păcat subțire, așa se cheamă. Păcatul mândriei, păcatul slavei de șarte. Păi în momentul în care tu îți faci nu știu ce casă, în momentul când îți iei o mobilă de lux, în momentul când ai o mașină super, imaginea ta în ochii lumii e mult peste valoarea ta, nu? Și atunci, tu neavând cu mijloacele tale, cu valoarea ta reală, posibilitatea să ai acești bani, vine banca, eu ar zice că vine altcineva, și spune, ba, se poate, te ajut eu. De ce? Pentru că în felul ăsta te-a legat. Și tu ești din om liber, ai ajuns sclav. Că tu acum, de exemplu, dacă te dă afară din serviciu, păi dacă ai de plătit 500 de euro pe lună, păi mănânci pământul. Faci ce spune patronul, chiar dacă te pune să împuști, știu eu, pe cineva. Faci orice, pentru bani. Observi cum dintr-o dată, din om liber, ai ajuns să faci voia cui? A bănci. A bănci. Da, da, să știi. Să știi un lucru. Apropo de asta, după rânduielile vechi, odată, că dacă erai creștin, nu ți era îngăduit să împrumuți bani, să iei bani cu împrumut de la necreștini. A doua, dacă erai creștin, nu ți era îngăduit să dai bani cu dobândă. Deci, în concluzie, dacă ești banchier sau lucrezi la bancă, nu te poți împărtăși. Asta nu știai. Adică un banchier nu se poate împărtăși? Nu. Păi de ce credeți că, acum spunem niște lucruri care sunt mai de ochiate, te opriți ăla. De ce banii sunt pe mâna evreilor? Pentru că biserica n-a permis creștinilor să aibă bani, să facă bănci. Și atunci evreii au zis, dar noi n-avem treabă. Și veniți voi la noi, că noi avem voie să vă dăm bani cu dobândă. Dacă ești creștin, dacă tu ai bani și eu, și eu îți cer la tine împrumut. Și tu îmi zici, îți dau, dar îmi dai 10% dobândă. Păi atunci, automat, și eu și tu suntem excomunicați din biserică, pentru că facem un târg care este nebinecuvântat. Adică noi nu mai suntem creștini în momentul ăla, ne excludem din starea de creștin. Dar dacă ești evreu sau ești chinez sau știu ce ești, păi nu mai e legea asta. Chiar așa. Zice că fiecare va fi judecat după legea lui. Ei în ce stadiu vor fi în momentul în care pică bomba aia și îl prinde într-o stare despre care vorbim? Păi acum vor merge acolo unde le e locul. Dumnezeu nu va judeca după normele creștine pe necreștini. Deci dacă tu n-ai auzit de Hristos și trăiești după legea ta, ești, știu, în Amazonia, în Amazonia există și acolo lege morală. Nu crezi că dacă ești în Amazonia nu ți s-a spus să nu ucizi, să nu minți? Deci legea morală există la toți oamenii. Și atunci în măsura în care și acolo, dacă ai făcut păcate, mergi cu păcătoși în iad, dacă nu, nu ai parte de o sândă. Uite, de exemplu, dacă ne întoarcem la greci, pe care îi cunosc mai bine, dacă erai păcătos, mergeai ca Tantal, Sisif, știu eu, Danaidele în iad, în infern. Iar dacă erai om de treabă, mergeai în Grecia, aveau un loc fain, așa numit insulele fericiților, unde mergeau eroii și oamenii de treabă. Sau mergem la evrei. Avem acolo pilda cu, cum îl cheamă, cu bogatul nemilostiv și cu săracul Lazar. Da, săracul Lazar, care era om de treabă, stătea acolo și a pătimit toate, unde a mers după ce a murit? Că nu venise Hristos, deci nu se mântuiau cum am venit. Dar unde a mers? A mers în sânul lui Avram. Unde a mers bogatul? Păi unde a mers, zicea, când mori acolo? Dăm și mie un strop de apă, zicea. Deci, vedeți, chiar dacă nu suntem, cum să spun eu, nu vorbim de mântuire în afară de Hristos, dar fiecare mergem după faptele noastre. Știți că la indieni există karma. Karma este corelația între faptă și răsplată. Nu, ei cred în reîncarnare, nu știu ce. Și atunci, zice, dacă ai făcut fapte bune, te rămâi în cer, ești zeu. Dacă ești viclean, te faci vulpe în viața viitoare, de exemplu. Deci există la toți, în toate tradițiile există această conștiință a faptului că după moarte iei plata faptelor tale din viața asta. Vine învierea.
în scurt timp. Din acum, peste 3 săptămâni. Oamenii se încarcă de o stare, e o stare pozitivă, o energie bună. Este un har. Noi așa zicem, este un har. Da, dar, Dumnezeu. În păcate, vedeți, se consumă harul ăla la supermarket, la coadă la cozonaci, se taie mielul, se împușcă nu știu cine, se face drobul, se face ouă roșu, vine iepurașul. Zic bătrânii noștri așa, dracu nu face biserici. Adică, Dumnezeu îți dă sărbătoarea ca să te deschizi la har și la bucurie și la fericire. Și vine diavolul și te împinge la shopping, te împinge la negustorie, te împinge la tot felul. Deci, asta e libertatea. Dumnezeu te cheamă la biserică și tu alegi să faci târguieli. Adică, asta este. Asta e taina în care suntem. Suntem puși între chemarea lui Dumnezeu și între șoapta, sugestia subtilă a diavolului. Ce a zis diavolul evrei? A luat-o cam în felul ăsta. O, chiar a zis Dumnezeu că n-ai voie? Da. Și cum? Că a zis că vom muri. Nu vei muri. Cum să mori? Nu-ți dă treaba. Eva s-a gândit ea, nu mă gustă zbece bune. Și zice că Eva a gustat și a văzut că era plăcut la mâncare, bun la mâncare, plăcut la vedere. Și zice, asta e bine să guste și bărbatul meu din asta. Adică diavolul vine și stă, gustă, măi să vezi ce bine e. Și tu te puși și faci treaba asta și adică, iertat să fiu, te duci și acum și te duci la o femeie, nu? Ești căsătorit, te duci la alta. Păi ce să zici că e rău? Păi că dacă ar fi rău, ce interpune să te duci? Între noi fie vorba. Deci dacă faci ce spune diavolul, e foarte plăcut. Dar numai că aia nu e binecuvântată de Dumnezeu. Ce ar trebui să facem să intrăm în starea asta și să rămânem cu ea, să o ducem mai departe? Adică? Harul. Eu vă spuneam de energie. Poate nu, e un termen prea... Da, prea... prea profan, să zicem. Da, prea like, prea sec. Da. Dar se întâmplă ceva. Vine Paște. Și v-am spus, oamenii simt ceva, da? Da. Ce să faci să... Care ar fi sfatul să... Ia, poftiți mai pe cale, mai pe aici... Nu știu dacă sfaturile îi pot ajuta pe oameni. Pentru că un sfat este un lucru exterior. Sugestia diavolului este în adâncul tău. Când diavolul te îndeamnă la ceva, lucrul ăla pare că vine din tine. De exemplu, tu te plimbi într-un magazin. Parcă îmi trebuie și aia. Parcă îmi lipsește și cealaltă. Parcă aș vrea-o și pe aia. Deci tu acolo ai conștiința că tu ai nevoie de lucrurile respective. Nu realizezi că îți sunt induse din afară. Pe când un sfat, dacă eu îți dau un sfat, sfatul simți ca pe ceva din afară. Nu simți ca pe ceva din lăuntru. De asta nu prea poți cu sfaturile să te lupți cu cel rău. Singura șansă pentru omul dintotdeauna este aceea despre care am vorbit, că de-aia vorbeam de copii, este educația. Educația, un om educat, este un om care deosebește binele de rău. Deci dacă ești educat și vine cineva și sugerează sau te îndeamnă să faci un lucru rău, tu îl respingi de la sine, pentru că știi că e lucru rău. Dar în momentul în care educația noastră este avariată, cum este acum, că de asta e mare luptă asta pentru sufletele copiilor. Pentru că un copil needucat, cum sunt copiii acum? El nu deosebește stânga de dreapta, nu deosebește lumina de întuneric. E ca orbul. Și atunci e foarte ușor de înșelat. Foarte ușor de înșelat. Ori omul modern, ca să ajungă așa, să fie sedus de magia asta a consumerismului, el întâi trebuie să fie needucat. Adică needucat aici înseamnă să confunzi plăcerea de a consuma cu fericirea de a fi. Omul, de fapt, el caută să fie. Să fie. Ori Dumnezeu este sursa ființei. Diavolul e cum se spune, e moarte. Și atunci, el îți dă doar iluzia ființei. Bună oară tu când consumi.
Când mănânci, când bei, când faci ce faci cu trupul, tu ai senzația că ești viu. Dar de fapt, dacă lucrurile pe care le faci nu sunt binecuvântate și sunt păcate, tu de fapt mori. Tu degolești de ființă. Păi, spune-mi acum, un om care face păcate, indiferent ce păcate face, el după un timp, uite, orice plăcere îți imaginezi, de la droguri până la alcoolism sau știu la femei sau la orice, după un timp, e clar că conștientizezi că te-ai nenorocit. Deci orice păcat faci după un timp, constați că de fapt acolo nu e viață. Că nu poți să fii fericit. E, pe când, atunci când ești educat și când deosebești binele de rău, atunci te ferești de rău și faci binele. Iar binele înseamnă primirea ființei, a harului de care vorbeam. Bun, oară, acum, ce facem noi acum în perioada asta de Paște? Acum noi postim și ce facem? Ne spovedim. Prin spovadă noi scoatem din noi neființa păcatului, greșelile, și facem loc harului. Orice om care în perioada asta postește și se spovedește, el se pregătește ca la înviere să primească har, adică ființă, adică viață de la Hristos. Și asta e un lucru concret, nu e o ficțiune. Oricine face asta va simți bucuria împărtășirii cu Hristos, nu numai în sensul de împărtășire cu trupul și sângele din potir, dar și cu sensul de împărtășire, cum să spune, ființială. Adică ai un plus de ființă. Simți că te împlinești, cum să spun eu, n-am cum să spun, că nu se pot spune lucrurile astea. Astea se trăiesc. Cine le știe, adică, cum să spun eu, cine a trăit lucrul ăsta știe foarte bine ce vreau să spun. Cine n-a trăit, îi urez să trăiască, să vadă cum este. Această împărtășire cu Hristos, cel viu, care vine și ți se dăruiește. Cu condiția ca tu să te deschizi la ființă, la har și să te lepezi de diavol. Asta înseamnă deci dacă tu acum de Paște te duci și alergi numai la magazine și la astea, păi nu-L găsești pe Hristos acolo. Nu-L găsești. Acolo găsești doar înșelăciunea. Acum toți suntem conștienți că marile magazine și tot ce ne vând praf în ochi. Adică fac pe seama prostiei noastre, fac profit. Vine puraș. Da. Ce legătură are purașul cu Hristos? De exemplu. Deci observați cât de cum să spun eu, cât de evidentă e înșelăciunea. Și înșelăciunea asta funcționează pentru că noi suntem needucați. Și ne întoarcem la pruncul domniei tale, copilul, viața copilului ține de modul cum părinții îl ajută să deosebească binele de rău. Deci dacă părinții sunt cu Dumnezeu, copilul nici nu trebuie să-i spui mare lucru, el te vede. Chiar dacă se face și el se ia de pe unii și după, că se poate lua, poate fi înșelat, ispitit de anturaj. Dar exemplu de tatălui, de exemplu, sau al mamei, ăla nu-l poate șterge nimeni din conștiința lui. Ăla va rămâne. Deci dacă tata și mama sunt niște oameni adevărați, păi n-are cine să șteargă chipul tatălui din mintea copilului. Dar dacă tatăl, acum au zis că prin Anglia se spune, nu se mai spune tată și mamă, se spune nu știu cum, părinte 1, părinte 2, sau nu mai știu cum, ce am, nu știu ce bazacune am auzit, păi atunci copilul la ce conștiință mai are? Deci ăla din capul locului este livrat nefericirii. Ați vorbit puțin mai devreme de arestări. Credeți că e o modalitate prin care ne primenim toată nebunia asta acum? Că nu trece zi să nu fie să nu cadă cineva. Eu sunt destul de sceptic în privința politicul este o iluzie între alte iluzii. Acum iertat să fiu. Eu îmi pot permite să spun asta ca unul care stau deoparte. Deci stând aici în vârful muntelui pot să privesc, am distanța sanogenă așa, în raport cu învălmășirea asta din lume și pot să spun că politicul este o altă iluzie între alte iluzii. Și cine își închipuie că politicienii rezolvă ceva, va vedea singur. Este o mare înșelare. Politicienii sunt, dacă vrei, exponențial, reprezintă
exact ceea ce sunt aceia care îi aleg. Îi reprezintă pe cei pe care îi aleg la modul superlativ, asta vreau să zic. Adică, dacă noi suntem needucați, noi ne alegem oamenii care ne reprezintă. Dacă noi suntem corupți, noi ne alegem oamenii care ne reprezintă. Dacă noi suntem cinstiți, dacă noi suntem credincioși, ne alegem oamenii care ne reprezintă. Câți oameni credincioși sunt în Parlament? Nu știu câți sunt. Păi nici eu nu știu. E discutabil cât sunt cinstiți și mai mult. Da, da. Nu, când ziceam credincioși anume, pentru că nu putem vorbi de cinste în lipsa credinței. Cum poți să fii cinstit sau moral dacă nu există Dumnezeu? Hai să vedem. E cu putință legea morală care să nu, care, cum să spun eu, să funcționeze în afara conștiinței lui Dumnezeu, că există Dumnezeu? Adică, fii atent, legea morală poate fi o convenție. Noi suntem o societate, convenim că așa e bine, codul bunelor maniere. Ne purtăm așa. Dar moral nu putem fi. Pentru că noi ne purtăm așa în societate, pentru că așa cer convențiile. Dar eu, în sinea mea, dacă vreau să fac o ticăloșie și nu am credință în Dumnezeu, nu mă împiedică nimeni să o fac. Deci, legea morală fără Dumnezeu nu funcționează. De-aia spuneam că e important să fie oameni credincioși în Parlament. Că dacă sunt credincioși, ipso facto, au și o lege morală. Dar dacă nu cred în Dumnezeu, atunci, adică, de-a dreptul e absurd. Cum să fii moral fără Dumnezeu? Înseamnă să fii prost, să nu profiți. Nu? Dacă te-ai ajuns acolo și poți profita, vorba aceea cu ciolanul, păi cum? Tu ai ajuns acolo și nu ești bogat? Păi așa prost ești? Dacă vorbim omenește. Ce înseamnă pentru dumneavoastră momentul care o să-l trăim cu toții peste 3 săptămâni, învierea Domnului? Ce simțiți? Foarte interesant întrebările, ce legătură este da, între... Da, cum le leg eu între... Da. Păi nu, că putem să mai vorbim despre corupți dacă am vreți înțeles. Să vă urc. Da. Este evident aici pentru noi ce înseamnă învierea. Pentru învierea este chiar înviere. Adică noi chiar înviem. Dacă, de exemplu, te-a pus serios de post, astăzi a fost un pic mai relaxat. Probabil că știți, astăzi a fost dezlegare, ca să zic așa, la vin și la un de lemn și mâine sau nu, miercuri o să fie pește. Deci suntem acum într-un moment de relaxare a postului, dar dacă ții postul, mai ales ca în săptămâna patimilor, te cam îngălbenești. Te cam, cum să spun, simți durerea răstignirii la măsurile la care o simți. Și în momentul în care trece postul, chiar simți învierea la modul fizic, în sensul că chiar trupul se înviorează, nu știu, prins culoare, ca să nu vorbesc de dimensiunea cealaltă. Dar dacă nu ții post și mănânci numai mici cu bere acum și așa, și ești obez sau, știu eu, n-ai niciun fel de frână, păi ce înviere să mai aștepți? Pentru că ești deja un om mort și cu trupul și cu sufletul. Deci asta face consumerismul din noi. Face niște, cum să spun eu, niște oameni morți. Ia ține post să vezi cum simți învierea. Dacă nu ții post, cum s-o simți? Odată că pe aceea duhovnicească n-o simți că ești fără Dumnezeu, iar pe aceea trupească n-o simți pentru că ești îmbuibat. Deci din toate punctele de vedere ești mort. Iar noi, respectând rânduielile bisericii, chiar trăim învierea. Chiar o trăim, adică și trupește și duhovnicește.